Sigur ați prins ceva din discuția recentă despre limitarea publicității la jocurile de noroc. Păcănele, pariuri și așa mai departe. Discuția este foarte interesantă din punct de vedere filozofic, pentru că avem aici, într-o situație practică, tensiunea clasică dintre libertate și egalitate. E bine să fii liber, să fii liber, adică să fii dependent de jocuri de noroc, sau să intervine statul și să egalizeze ca să fim toți cât mai non-dependenți de jocurile de noroc. Iată, deci, o dilemă morală, if there ever was one. La începutul anului au avut loc tot felul de demersuri politice pentru a limita publicitatea la jocurile de noroc. Inițial, ideea a fost de a elimina complet această publicitate. După aia s-a ajuns la un fel de compromis în care, ok, au voie să facă reclamă la jocuri de noroc, dar în anumite condiții și în sfârșit. Nu vreau să discut partea aceasta administrativ-politică, pentru că este mai puțin interesantă. Ce este interesant este că peste tot, fie implicit, fie uneori explicit în discursul din spatele proponenților acestor legi, este dorința de a proteja tinerii. Ce tineri ești, dacă te iubești? Și aici intervin întrebările. Căci e bine și e nobil să vrem să protejăm tinerii de obiceiuri dăunătoare și așa mai departe. Foarte frumos. Însă am convenit cu toții în același timp că există tot felul de obiceiuri nesănătoase și dătătoare de dependență pe care le acceptăm și cu privire la care nu intervenim. Și atunci provocarea este de a trage o linie într-un anumit loc și a spune păcănelele sunt de partea asta a liniei și nu de partea cealaltă. Păcănelele trebuie interzise sau limitate sau în sfârșit publicitatea, discursul despre păcănele trebuie reglementat, în vreme ce multe alte probleme alternative, ca zic așa, dependențe alternative, sunt acceptate și chiar promovate. De exemplu, după ce intră în vigoare toate aceste, în sfârșit, legi pentru limitarea publicității la jocurile de noroc, un tânăr de 17 ani se poate trezi dimineața cu un espresso dublu sau un Red Bull, se poate duce jos până la covrigărie pentru a cumpăra ceea ce este, tehnic vorbind, un pic de zahăr copt, după care se poate întoarce acasă pentru a petrece 10 ore pe scaun jucând Call of Duty cu ceilalți prieteni de 17 ani de ai lui și ei mâncători de covrigi, iar la un moment dat, când li se face foame, se pot duce la șaurmerie pentru niște grăsimi și niște sare și niște maioneză și așa mai departe. Între timp, în toate pauzele din acest parcurs, bagă niște Instagram, bagă niște TikTok, unde li se spune că trebuie să facă bani, că trebuie să fie ripped, că trebuie să-și ia nu știu ce jante cromate și așa mai departe, da? Li se cam termină energia, mai bagă, mai ales după șaorma, da? E grea la stomac, mai bagă un Red Bull, mai bagă o cafea, eventual o înghețată, un Snickers, ceva, și se îndreaptă spre înapoi spre casă, unde bagă 3-4 ore de cum le zice, de Fortnite sau cum le zice așa, sau alt joc care poate crea dependențe, în căști bubuind artistul român pe nume Sally sau Shelly, în sfârșit, care zice: sos în cantități industriale, tos aduc zahăr clubusare, despre care vor fi aflat ei de la prietenilor că nu se referă la zahăr, zahăr, ci la altă substanță similară, albă, așa, și anume, da, cele două doamne onorabile, Coca și Ina. Tos aduc zahăr clubusare, deci el aduce zahăr, cocaină în club și clubusare. Wow, foarte frumos. Iar la finalul unei zile atât de eventful, atât de bogată în evenimente, se pot delecta cu câteva dintre sutele de mii de ore de filme porno la care au acces direct și nelimitat. După care ți se face un pic foame, așa că bagi niște chipsuri la care fac reclamă fotbaliștii tăi preferați. Dar să nu cumva să vadă o reclamă la păcănele între timp. Mi-a intrat o boală în sânge, la pariuri bani să bag.
Aș vrea să continui cu un pasaj care se întâmplă să fi fost scris de Platon, dar ar fi putut apărea cu, de fapt, foarte puține modificări în petițiile îndreptate împotriva jocurilor de noroc. Nu pricepi, am zis eu, că mai întâi vom istorisi copiilor mituri? Ori mitul general vorbind, acesta este Socrate, mitul general vorbind este o minciună, dar există în el și lucruri adevărate. Așadar, în educarea copiilor ne folosim mai întâi de mituri și apoi de exerciții fizice. Chiar așa, spune interlocutorul lui Socrate, nu mai știu cu cine vorbește. Dialogul este din cartea a doua a Republicii, dialogul Republica lui Platon. Asta vreau să spun, susținând că mai întâi ne folosim de arta muzelor și apoi de gimnastică. Dar oare nu știi că începutul oricărui lucru este cel mai important? Cu atât mai mult cu cât ai de-a face cu o ființă tânără și fragedă. Căci atunci, mai mult ca oricând, se plămădește și se așează caracterul pe care ai dori să-l întipărești în fiecare dintre aceste ființe. Iar interlocutorul spune, hotărât, așa stau lucrurile. Atunci oare vom îngădui cu ușurință să asculte copiii temirce mituri, plăzmuite de către temircine și să-și umple adesea sufletele cu opinii cu totul potrivnice celor pe care socotim că ei trebuie să le aibă, atunci când vor fi oameni în toată firea? Nu vom îngădui așa ceva, spune interlocutorul. Mai întâi, deci, pe cât se pare, trebuie să-i supraveghem pe alcătuitorii de mituri. Dacă ei compun un mit bun, să-l acceptăm. Dacă nu, să-l respingem. Cred că acest pasaj din Platon ne duce către un gând la prima vedere incomod, și anume faptul că interzicerea reclamelor sau limitarea reclamelor la jocurile de noroc este o formă de cenzură. Unele forme de cenzură sunt legitime, altele nu, așa că haide să avem o discuție despre unde tragem linia și cum tragem linia. Dar mi se pare că situația dependenței de jocurile de noroc, dacă într-adevăr dependența este o boală, așa cum zice Organizația Mondială a Sănătății, este mult mai complexă decât o soluție de-astea rapidă și birocratică, foarte tehnică. Dom'le, la 10:58 ai voie să faci reclamă la jocurile de noroc, la 11:01 nu mai ai nevoie, nu mai ai voie să faci reclamă. Și cred că trebuie să fim atenți la intervenții de genul ăsta din partea statului, nu doar din motive istorice, mai ales noi în estul Europei avem o istorie destul de complicată cu cenzura, nu doar din motive istorice, dar și din motive politice, pentru că orice limitare este un precedent. Și atunci, dacă limităm reclamele la jocurile de noroc sau într-un alt fel, dacă limităm instituția sau activitatea jocurilor de noroc, să nu mai punem păcănele la parterul tuturor blocurilor sau să le punem la nu știu câte sute de metri de școli. Ok. Dacă intervenim, dacă deschidem ușa asta pentru tot felul de sancțiuni din partea statului, ce ne oprește să intervenim cu aceleași sancțiuni cu privire la Instagram, cu privire la TikTok, cu privire la Shelly în sfârșit, care cântă despre cocaină sau ce am observat, că am făcut un pic de research să văd care e cel mai așa, am observat că în ultima vreme este foarte la modă să te referi la prietena ta drept coardă. Coarda mea, coarda ei, coarda lui și așa mai departe. Da? Deci problema precedentului este una foarte serioasă, pentru că în momentul în care intervii, creezi, deschizi o ușă care e foarte greu de închis. Pentru că e foarte ușor să te scandalizezi cu privire la activități care au efecte negative. Într-o lume ideală, da, într-o lume ideală n-ar fi nimeni dependent de jocuri de noroc, așa cum într-o lume ideală n-ar asculta nimeni Sally sau Shelly. Pe de altă parte, nu trăim într-o lume ideală, iar abordarea tehnico-pragmatică, rațională, poate avea tot felul de consecințe negative, inclusiv faptul că încetăm să mai căutăm soluții. Poate soluția este mult mai complexă și poate am avea nevoie de o discuție între stat, jocuri, companii de jocuri de noroc și experți, psihologi, psihiatri și așa mai departe. Dau câteva exemple. Nu pentru a înlocui o asemenea discuție, ci pentru a arăta că sunt aspecte pe care încă nu le-am explorat. Dacă suma pariată afectează fiorul sau freamătul pe care îl simți în momentul în care pariezi,
atunci poate ar trebui să discutăm despre o limitare a sumelor pe care poți să le pariezi. Da, domnule, du-te la casa de pariu și pariază 5 lei pe câte echipe vrei tu și ce vrei tu. Dar 5 lei sau 10, nu 1000 de euro, de exemplu. Alt exemplu este, ok, libertate totală. Libertate totală pentru casele de pariuri să facă și să facă. Dar, o serie de litere acolo care n-au reușit să formeze un cuvânt. Libertate totală. Dar, clinicile care ajută oamenii dependenți de jocuri de noroc să fie plătite din banii lor. Pentru că până la urmă, profitul lor economic se face pe spatele unei cohorte, unui grup de oameni din care câțiva ies și devin outlier și devin dependenți și își ruinează viața și lor și familiilor lor și așa mai departe. Cam atât am avut de spus. Cred că este deci foarte important să avem o discuție despre problema dependenței de jocurile de noroc și instituția jocului de noroc în România, decât să ne culcăm pe ureche că am rezolvat lucrurile interzicând reclamele înainte de 11 seara. Nu zic că această măsură este rea sau ineficientă, în sfârșit vom vedea dacă are vreun efect, dar cred că trebuie să continuăm discuția și să vedem și să acceptăm că este o problemă complexă care trebuie tratată ca atare. Aștept răspunsurile voastre și comentariile voastre și ideile voastre cu privire la această temă.